Infotripul Litoral completează șirul acțiunilor desfășurate în campania Federației Asociațiilor de Promovare Turistică Vacanță în Țara Mea și are ca scop promovarea destinațiilor românești. Ei trebuie să cunoască locațiile, stațiunile, ce noutăți avem, ce ne-am pregătit pentru sezonul respectiv. Asta facem și în acest an, așa încât începând de miercuri vom avea vizită pe litoral, peste 600 de fapt, agenți de turism. Ediția de anul trecut, deși a fost prima de această anvergură, a însemnat un real succes, fiind cel mai mare eveniment de acest gen organizat vreodată în România. A reunit peste 500 de membri ai Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din țara noastră, dar și din Republica Moldova. Sper convins că va fi un eveniment de succes, un eveniment care va atrage din nou atenția asupra litoralului românesc și care va crește fără doar și poate traficul turistic și în sezonul 2013. Organizarea infotripurilor nu este ceva nou pe litoralul românesc. În anul trecut s-au făcut pe parcursul a câțiva ani, 5-6-7 ani, dar într-o formulă în care fiecare operator venea cu proprii agenți, colaboratori și așa mai departe. Este primul an anul trecut când ne-am gândit să organizăm acest infotrip împreună. Și s-a dovedit că a fost foarte bine, respectiv numărul agenților participanți în evenimentul a fost mult mai mare decât veneau O noutate reprezintă lansarea conceptului de all-inclusive premium pe litoralul românesc, produs care cunoaște o preferință tot mai mare în rândul consumatorilor autohtoni de servicii turistice. Tot ce vedeți acum și succesul în proiectul de anul trecut și succesul în vânzarea stațiunii navale se datorează investițiilor acelor care posedă și dețin hotelul în proprietate chiar de ceva de zi, fac investiții masive, atât în hotelul vizitatelor este parte de agrement. Ediția 2013 va reuni peste 600 de agenți și 8 tur operatori naționali în domeniul turismului. Timp de o săptămână aceștia vor vizita stațiuni, hoteluri, locații și obiective turistice, zone de agrement, dar și plajele litoralului. Peste 200 de obiective vor fi vizitate în timpul Infotrip Litoralul Românesc.